Procurorii care l-au trimis în judecată pe Lăcătușul acuzat de trafic de persoane, proxenetism și trafic de minori susțin că Aristică Bejinaru nu ar fi reușit să comită singur infracțiunile. În fața instanței a fost trimis și prietenul său, un fost pompier la cariera Lupoaie, alături de o tânără de 24 de ani, care l-ar fi ajutat să pună la cale adevărate orgii sexuale. Delia Georgeta este suspectată că l-a ajutat pe Bejinaru să-și lărgească cercul de prostituate. Prima pe lista celor doi a fost o tânără de 18 ani, care locuia în comuna Glogova, însă noaptea nu stătea acasă. Până spre ziua, legăturile inculpatului Bejinaru Aristică au funcționat în scopul plasării tinerei pentru prostituție, fiind folosit un taximetrist care, în schimbul prețului cursei, a întreținut și el raporturi sexuale cu aceasta, susțin procurorii de ICOT. Tânăra pusă să întrețină relații sexuale contra cost participa frecvent la petreceri, notabilă fiind cea din data de 7 aprilie. Salut, Celentano! Îți la tine, la poartă, unde ești? Urcă sus că ai o tragere 6 din 49. Pa! Odată cu emiterea rechizitoriului, anchetatorii au dispus disjungerea materialului de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor care vizează fapte de abuz în serviciu și fals, trafic de persoane și proxenetism în care a fost implicat Lăcătușul mecanic și complicea acestuia. Dosarul are ca obiect principal și infracțiunea de spălare de bani. Cercetat penal este și Constantin Cojocaru, fostul șef al lui Bejinaru, suspectat că l-ar fi pontat pe subalternul său chiar și atunci când era plecat în străinătate pentru a lărgi cercul de prostituate. Printre tinerele care întrețineau relații sexuale se numără și 10 de eleve din Motru.